Dragii mei frați și surori, să zicem ca încă o dată să fie binecuvântat Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Aș vrea să vă mărturisesc că mă bucur să văd din nou fanfara cântând în adunare. A luat o vacanță cam lungă, dar mă bucur că Dumnezeu i-a adunat din nou și cred că așa cum s-a vorbit și se va vorbi și în continuare, eu cred că dragostea lui Dumnezeu este în inima lor și zic ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Amin! Așa cum s-a mai vorbit înainte și în textul în care l-am citit, frați și surori, m-am hotărât personal ca să vorbim în dimineața aceasta despre dragoste. Și în timpul în care mi-a mai rămas, aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu și cu îngăduința dumneavoastră să vorbim cel puțin trei lucruri, trei puncte despre această dragoste. Primul lucru care aș vrea să îl împărtășim împreună, aș vrea să înțelegem un lucru foarte important. Dragostea în viața unui creștin. Și dați-mi voie într-o paranteză să spun, aș vrea să vorbim mai mult despre dragostea între frați. Sunt mai multe feluri de dragoste. Este dragostea lui Dumnezeu, care prin Domnul Iisus Hristos a arătat-o față de noi și în versetul de aur al Bibliei ne spune cuvântul lui Dumnezeu, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurului Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară și să aibă viață veșnică, lăudat să fie numele Domnului. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu, care și-a arătat-o față de noi. Dragostea aceea care vine de sus, vine pe verticală și ne inundă inimile noastre. Și toți care suntem aici, socotesc că am beneficiat de această dragoste. Dar este cealaltă parte, dragostea pe orizontal, care cei care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos în inimă, au această, poate nu vreau să spun obligație, pentru că cine iubește, nu iubește din obligație. Nu mai este dragoste de felul acesta. Cred că niciuna dintre soțiile noastre nu ne spune, mă, eu te iubesc sau îți fac mâncare că sunt obligat. Dar nu ți-aș face. Cred că o face din dragoste. Și noi la fel pentru ele, cred că atunci când îi mai aducem o ciocolată sau ne purtăm frumos cu ele, ne purtăm că o iubim. Nu că într-o zi am venit aici în față și frații din adunare, lucrătorii și-a pus mâinile și ne-au căsătorit. Și acum vreau, nu vreau, sunt, cum spune aici, pe vecou și sunt ponii la vecou. Cred că nu din aceasta o facem, nu? O facem pentru că, în adevăr, din sinceritate, din curăție de inimă, o iubim pe persoana respectivă. Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne învață și ne spune că dragostea între frați, între cel care este lângă tine, cel care de multe ori te supără și cea care de multe ori te deranjează, nu este o opțiune. Vrei să iubești? O iubești sau îl iubești. Nu vrei, ai opțiunea să nu iubești. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și aș vrea să aduc temei Biblii pentru aceasta și acest punct aș vrea să discutăm prima dată. Dacă îl iubim pe Dumnezeu în adevăr, automat dragostea aceasta din Dumnezeu inundă în jurul nostru și iubim și pe frați. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și prin însăși gura Domnului Iisus Hristos. A venit un om la el și i-a cerut și i-a spus în Evanghelia după Matei, capitolul 22, cu versetul 35. Și aici spune un om așa. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege?
Haideți să băgăm de seamă că nu sunt cuvintele mele, nu sunt cuvintele pastorului, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos și cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea ca astăzi să le băgăm bine, să le strângem în inima noastră. Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, să băgăm de seamă, frați și surori, a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Frați și surori, vedem lămurit că dragostea față de cei din jurul nostru nu este o opțiune. Nu este ca și când te duci la concesionar și zici vreau să-mi cumpăr o mașină, dar aveți mai multe modele, dar eu n-aș vrea ca să aibă roți așa sau culoare așa și ți-o alegi cum vrei tu și după placul și gustul tău. Nu! Dragostea lui Dumnezeu nu este o opțiune. Și dacă într-adevăr l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inimă, eu cred că avem această dorință sinceră să iubim pe frați din jurul nostru. De ce spun lucrul acesta? Tot cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește prin aceeași Evanghelie a lui Matei și ne spune numai o pagină mai încolo în capitolul 24 și versetul 12. Și aici tot Domnul Iisus Hristos spune un adevăr care noi, și cred că sunteți de acord cu mine în dimineața aceasta, îl vedem lămurit în fiecare zi în vremurile în care trăim. Și spune aici în versetul 12, și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Domnul Iisus Hristos, și mai cu seamă în vremurile de pe urmă, în vremurile care le trăim noi, vedem lămurit că dragostea celor mai mulți se răcește. Spun lucrul acesta, frați și surori, pentru că de ce să nu recunosc cu câteva vreme în urmă am auzit, spunea o soră tânără din biserică, nu este dragoste. Am auzit așa cu colțul urechii și m-am gândit mult. Oare este un adevăr sau nu? Ne-a vorbit Dumnezeu prin frați, prin vedenii sau prin prorocie despre unitate. Și ne-a spus Dumnezeu și ne-a avertizat și avertizează, mă gândesc, poporul lui Dumnezeu peste tot, peste fața Pământului, despre unitate. Și spunea că nu este unitate și se cere unitate. Întrebarea mea este pentru mine și pentru dumneavoastră. Dacă ajungem la concluzia că într-adevăr lipsește unitate în adunare, oare ce ar putea ca să ne unească? Dacă nu dragostea Domnului Iisus Hristos. Oare dacă suntem plini de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, de Duhul Sfânt, cum s-a spus, oare n-am avea noi dragoste? Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și întărește acest prim punct care am vrut ca să îl înțelegem cu dumneavoastră, că dragostea nu este opțiunea noastră. Ori de multe ori, dacă cineva ne-ar spune, frate, nu ai dragoste, poate ne-ar deranja. Și ne-ar deranja. Dar poate am spune, dar iubești pe Dumnezeu. Și dragostea mea față de Dumnezeu este vădit. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în 1 Ioan, capitolul 4 și versetul 20. Să vedeți că nici cum nu putem să scăpăm. Vrem, nu vrem. Suntem datori să iubim pe cei din jurul nostru. De fapt, bisericile evanghelice cam prin aceasta și-au făcut un nume în România.
Și aici am întâlnit o persoană care, cu câteva vreme în urmă, mi-a mărturisit și mi-a spus așa: n-am fost niciodată la voi la adunare și la adunările voastre, dar ceea ce am văzut, spunea, și în România, și din ceea ce cunosc și aici, este că voi sunteți niște oameni uniți. Voi nu vă certați. Și mi-au spus mai multe calități care le-am primit. Aleluia. Și nu le-am refuzat. Într-un fel le-am auzit și în România. Dar ca să le auzi aici, m-a bucurat și am spus: așa-i cunoști tu pe copiii? Și-o zis: da, așa-i cunosc. Ei nu se ceartă între ei, dacă omul e nevoie, îl ajută. Și tot de aceasta spunea el: eu cred că e numai Dumnezeu care vă adună. Amin. Și spunea, cred că mai spun lucrul acesta, dar nu știu cum vă înțelegeți. Unul din Constanța, altul din Cluj, altul din Timișoara, altul din Botoșan. Eu nu știu cum faceți voi să vă înțelegeți între voi. Spunea el că eu cu toți prietenii care nu sunt din oraș de la mine m-am acceptat. Și i-am spus, în fine, i-am spus: auzi, este numai dragostea lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește, așa cum am spus în 1 Ioan, versetul, capitolul 4, cu versetul 20 și 21. Dacă zice cineva: eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Frați și surori, să băgăm bine de seamă cuvintele acestea. Nu este o glumă. Nu este o glumă. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, în timpul care mi-a mai rămas, am să vă aduc în fața dumneavoastră Biblie ce înseamnă ca să nu iubești și să-ți pierzi dragostea. El este un mincinos. Că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El, adică de la Domnul Iisus Hristos. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește pe fratele său, lăuda să fie numele Domnului. Acesta este prim punct care am vrut ca să-l stabilim împreună. Dacă sunteți de acord cu mine că dragostea care trebuie să avem față de frați nu este o opțiune, este o datoria noastră să facem, spuneți un amin din toată inima. Amin. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Al doilea lucru care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este pericolul care ne paște sau care paște pe oamenii care își pierde această dragoste. Atunci când te întorci din lume și s-o spună frații care s-a întors de departe, și așa cum spune aici, vine de departe, s-o spună cum i-a văzut pe frați în adunare, pe lucrător, pe surori, cu ce dragoste i-a văzut, cu ce tragere de inimă venea la slujbe, cu ce dragoste venea să se întâlnească cu frați, poate îi strângea în braț. Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că aceste lucruri se poate pierde. Această dragoste poți să pierzi dacă nu vezi. Și să spune aici cuvântul lui Dumnezeu, să trec mai repede, spune cuvântul lui Dumnezeu în textul în care s-a citit, în primul verset, spune aici că chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare. Și spuneți mai departe, până acolo, că chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, chiar dacă mi-aș împărți averea să o dau săracilor, nu sunt nimic. Dar să poate ca să fac astfel de fapte și totuși să n-am dragoste? Să poate oare să dau trupul să fie ars și să n-am dragoste față de Dumnezeu și față de cei din jurul meu? Aș vrea, dacă cineva se gândește că amestec dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de frați, aș vrea să vă aduc aminte că în măsura în care iubești pe Dumnezeu, în măsura aceea iubești pe frații tăi din jurul tău. În aceeași măsură. Pentru că v-am citit din Ioan, nimeni nu poate să spună că Dumnezeu îl iubesc din toată inima mea, din tot sufletul meu, din tot cugetul meu. Dar fratele Iosif m-a supărat. Și pentru că m-a supărat, nu mai îmi place de el. Și
mi-a scăzut dragostea față de el. Aș vrea să vă spun și să o repet apăsat, în măsura în care îl iubim pe Dumnezeu, în măsura aceasta îl iubesc pe fratele care a pus Dumnezeu lângă mine. Să știți că spunea cineva, dați-mi voie să vă spun într-o paranteză, un lucru care este adevărat. Spune așa, prietenii ți-i alegi tu. Și este adevărat. Ți-i alegi tu. Dacă vrei să fii prieten cu cineva și te acceptă, te apropii de el. Dacă nu, îl ții la distanță, ești politicos, ești polit cu el, de-aia de înțeles ca să stea în banca lui. Dar vecinii, spunea el, nu ți-i alegi. Nu? Te duci acasă, te duci și vinzi casă și te duci să-ți cauți altă și îți pui de-a stânga și dreapta să stea fratele Iosif și cealaltă fratele Bani. Păi nu poți să-ți alegi. Dar nici frații nu poți să-ți alegi. Pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să pună un frate care poate e mai cicălitor lângă tine și trebuie să-l iubești. Și dacă într-adevăr îl iubești pe Dumnezeu, îl iubești și pe fratele acela și zic ca Dumnezeu să ne ajute. Spune-mi și cuvântul lui Dumnezeu că dacă mi-aș împărți toată averea. Tânărul acela bogat, pur și simplu, n-a fost în stare să împlinească această poruncă. N-a fost în stare. Au venit și la început parcă era interesat. Parcă era interesat despre împărăția lui Dumnezeu să o moștenească. Și când i s-a spus prețul, a plecat supărat. L-a ignorat pe Domnul Iisus Hristos. Și totuși spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos l-a iubit. Așa cum l-a ignorat, l-a iubit. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu că poți să faci multe lucruri și să n-ai dragoste și spune că nu ești nimic. Oare este adevărat lucrul acesta? Haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei, să vedeți ce spune primei biserici, biserica din Efes. Cartea Apocalipsei, capitolul 2, versetul 1. Spune aici așa. Îngerul bisericii din Efes scrie. Și sar peste partea aceasta versetului în versetul 2. Știu faptele tale. Vorbește Domnul Iisus Hristos un mesaj prin Apostolul Ioan către păstorul din biserica din Efes. Și spune așa. Știu faptele tale. Osteneala ta și răbdarea ta. Și că nu poți suferi pe cei răi. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Să băgăm de seamă. Știu că ai răbdare. Că ai suferit din pricina numelui meu. Și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta? Este că ți-ai părăsit dragostea. Poate cineva spune, da, dar și-o părăsit dragostea din tine, dar eu rămas urmă. Ar vrea să vă spun. Dacă cineva vrea să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să-L iubească cu dragostea din tine. Nu cu o măsură mică. Știți de ce spun lucrul acesta? Așa e de important ca să-ți păstrezi dragostea din tine. Să iubesc pe frate așa cum i-ai văzut prima dată. Uitați ce spune Domnul Iisus aici, lui Apostolul Ioan. Adu-ți aminte. Adu-ți, dar aminte, de unde ai căzut, pocăiaște-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Azi, în sens contrar, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din mijlocul lui, dacă nu te pocăiești. Frați și surori, este pericol mare ca să ne părăsim dragoste. De aceea, în numele Domnului Iisus Hristos suntem toată biserica. Iubiți-vă unii pe alții. Iubiți-vă unii pe alții așa cum ne-a iubit Hristos pe noi. Și dacă cineva, spune Apostolul Iacob, are pricină de plângere împotriva cuiva, iertați cum va ierta Hristos pe voi. Amin. Apoi al treilea lucru care aș vrea să îl discut în 3-4 minute care nu mai rămas, poate ne întrebăm și poate ne spunem, da, eu am dragoste. Nimeni nu mă poate acuza de lucrul acesta. Am dragoste, iubesc pe frați, iubesc pe surori, iubesc pe cei din jurul meu, am iubire de oameni,
Aici, în partea a doua a capitolului care s-a citit, ne dă niște calități prin care putem să ne verificăm dacă într-adevăr ce spunem cu gura, aia și facem cu fapt. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 4, dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește. Frați și surori, să avem de grijă. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Știți cine a pismuit primul pe fața pământului? Poate a fost altceva, cineva și nu l-am găsit. Știți ce a făcut Cain când a văzut că jertfa lui Abel este primită? L-a pismuit. I-a fost ciudă pe el. I-a fost ciudă că predică mai bine ca el. I-a fost ciudă că spune poezie mai bine decât el. I-a fost ciudă că cântă mai bine decât ea. Și l-a pismuit. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune dragostea lui. Dragostea lui pismuit. Să băgăm de seamă, frați și surori. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum am spus. Nu este opțiune. Dragostea nu se poartă necuvincios. Atunci când spunem necuvincios, de cele mai multe ori am văzut că parcă se duce ideea la surori. Păi, ele trebuie să fie așa, ele trebuie să fie așa. Ar vrea să vă spun că este un adevăr. Dar nu numai aceasta este o jumătate de adevăr. A te purta necuvincios, știți ce înseamnă de cele mai multe ori? A să nu fii vrednic de numele care îl poți ca creștin. A vorbi porcos, a vorbi murdar. A te comporta între oamenii din lume care nu dai cinste lui Dumnezeu, te porți necuvincios. Nu neapărat îmbrăcămini și aceasta. Dar să te porți necuvincios este când cei din jur de multe ori pot să spună, auzi, tu te porți ca un necreștin. Tu faci ce facem noi, vii unde mergem noi și asta este o purtare în ansamblu necuvincioasă înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dragostea nu face astfel de lucru. Apoi, nu caută folosul său, nu se mânie și nu se gândește la rău. Spunea fratele Sorin aici, joi seara, care a fost de mânie. Acum, care dintre noi nu ne mâniem? Dar vreau să vă spun ceva. Mânia, nu pretind că este definiția oficială a mâniei. Dar dacă de multe ori calitățile noastre sau oamenilor îi urcă cu o treaptă mai sus, mânia este cu o treaptă mai jos decât supărarea. De multe ori poți să vezi un om supărat, un om trist, nu îți vorbește și își vede de treaba lui. Dar de cele mai multe ori mânia se exprimă. Și niciodată nu se exprimă în bine, totdeauna se exprimă în rău. Am văzut oameni și am văzut în curtea lui că nu știu ce-o făcut, nu știu ce-o dat peste mână, ce-o dat peste picior, când o tăia lemne, s-o pus în genunchi. În curte, s-o uita către Dumnezeu, către cer și îl blestema pe Dumnezeu. Un om mânios și-o pierdut controlul. Mânia în felul acesta, de multe ori, pe oameni, îi duce la desfrâu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că un om în care este dragoste, de nu se mânie. Nu se mânie. N-ar vrea celelalte lucruri pentru că a trecut timp, frați și surori, probabil cu altă ocazie să le mai discutăm, dar vreau să vă spun ceva, frați și surori. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în ultimul verset, în versetul 13, dar acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragoste. Dar cea mai mare dintre ele este dragoste. Mă rog lui Dumnezeu ca Biserica din Montreal să fie plină de dragoste. Mă rog lui Dumnezeu dacă mai sunt lucruri între noi care trebuie să le punem la punct. Haideți să facem așa cum a spus prorocul Isaia către Ezechia, pune-ți casa în rânduială sau rânduiește ce mai e de rânduit în casa ta. Haideți să rânduim în viața noastră și în casele noastre și zic ca Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.